Ziua bună, prieteni! Azi este cald, e frumos, ia uitați soarele acolo, prieteni, cu crengile copacilor. Ia uitați-l acolo, vedeți? Am luat și o cafeluță, așa, am dat șapca jos pentru că e cald. Am luat și o cafeluță, m-am băgat aici la umbră, frumos. Deci chiar e o zi frumoasă, prieteni. L-am arătat soarele acolo, uitați-l. După crengile copacilor. Uitați-l acum, se vede bine. Fântânile le-au oprit. Nu știu de ce, dar cred că trebuie să le mai țină, că nu e așa frig afară. E o zi superbă. A venit căldurica, aproape de hotel Dâmbovița, aici îmi beau cafea, aici îmi place mie. Foarte frumos, prieteni, e un parc frumos, aici în centrul orașului. Centrul orașului, uitați metropolia, uitați-o acolo. Nu se vede bine că sunt copaci, bine că sunt copaci, că avem umbră, toată vara avem umbră plăcută aici. Avem o fântână aici și noi avem una în capătul celălalt acolo, vedeți? Să dăm un pic mai aproape. Uitați acolo, vedeți, prieteni? Două avem. Mai vedem și orașul. Înainte, până să se modereze, parcă erau vreo patru fântâni, era una acolo, în față, una mai aici. Și mai erau două în capătul ăla, erau vreo patru, dar patru s-a modernizat în 2020. Foarte frumos. Azi. Ia uitați copacii aceștia minunați, superbi, în care toată vara am stat și am băut cafeluța aici la umbra, pentru că e foarte plăcut. Și la ora actuală, acum, este foarte frumos. Chiar este o zi minunată. V-am arătat că am dat și șapca jos pentru că e cald. E foarte cald afară, sincer, astăzi cred că e vreo 20 de grade, cred că este, că pare cald așa, prea bine, prea plăcut afară. Super frumos, m-am dat la umbră ca să vedeți că am ales băncile la umbră. Vedeți și cu soare. Și cu umbra, pentru că, vedeți, crengile copacii sunt acolo și nu-mi bate în cap. Este super minunat, o idee, o zi de foarte plăcută, de, ca de primăvară așa, deci ar fi. Super minunat, prieteni, foarte plăcut, foarte minunat. Vă doresc, prieteni, o zi minunată, să vă însaforați cafea cu plăcere, bineînțeles, cafea preferată, oriunde ați fi, și o zi minunată, o zi plăcută și o după amiază cât mai plăcută alături de acest soare minunat. Uitați-l acolo, vedeți, încă o dată. Pentru că e superb, e frumos, prieteni, și o toamnă minunată și frumoasă tuturor.